În primul rând vreau să-mi cer iertare pentru întârzieri. Eu leac că m-am antrenat la sfârșit, ați vedeți pentru și. Deci, cu ce aș vrea să încep? În primul rând, Șor consider pe toată lumea de proști. Și contractul care este publicat, care a fost publicat de Bașcan, e un fals, e minciună și nu poate fi executat. Despre asta s-o mai expus mai multe luni în spațiu public, dar eu astăzi voi reitera principalele elemente. Evident că noi suntem în campanie electorală și ei înainte de alegeri fac anumite promisiuni și toată zarva asta și toate eforturile astea de vânzoleala asta în jurul gazului este un efort mai mult mediatic, mai mult de comunicare decât efort real de a livra gaz. Cei care se ocupă real de livrarea gazelor nu lucrează așa. Ei nu fac comunicate de presă și publică contracte. Ei pur și simplu se ocupă de livrarea de gaz. În realitate, anume guvernul, prin compania Energocom, companie cu capital de stat, este acea entitate prin care noi încercăm să găsim gaz ieftin pentru toți cetățenii Republicii Moldova, nu pentru anumite regiuni. Noi am reușit și am vânat toată vara prețuri bune și acum putem să spunem că avem pentru această iarnă o certitudine pentru consumatori și pentru toți consumatorii din Republica Moldova în privința prețurilor. Da, ele nu sunt cele care le promite doamna Bașcan, dar asta este exact sensul acestei conferințe de presă, să explicăm ce este posibil, dar ce are doar, spunem așa, tentă mediatică, doar caracter mediatic. Hai să-l luăm pe rând. Transportul gazelor din Turcia până în Republica Moldova costă peste 100 de euro. Deci astăzi, dacă cineva ia gaz la hotar cu Turcia și până îl aduce în Republica Moldova, trebuie să plătească 100 de euro pentru 1000 de metri cubi, doar pentru transport. Sigur că la aceasta mai trebuie adăugat și alte cheltuieli în Republica Moldova, tarife de transport, tarife de distribuție, etc., etc. În foița aceea care a fost publicată drept contract de partea de doamna Bașcan, figurează o marjă de profitabilitate de 5%. Vreau să vă spun că pentru companiile care livrează gaz la prețuri reglementate în Republica Moldova, cum ar fi Moldova Gaz, marja de profit e stabilită la nivel de 2,5%. Deci aici li se dă o marjă de profitabilitate cam două ori mai mare decât ceea ce are Moldova Gaz. La fel cu acea hârtie, pentru că nu putem numi contract și eu îți vă explic care s-au dat să încep cu asta ca să fie clare lucrurile la bun început, după asta îmi se merg în detalii. Noi avem deja confirmări și ele o să apară și în public că acea companie din, că acest contract este practic fake. Nici acea companie din Turcia cu care CIC s-a făcut contractul, ea infirmă că se ocupă de gaz și de fosile. Și nici compania care sau compania din Germania, nu există date despre dânsa, despre activitatea ei pe piața gazelor. Deci managerul acestei companii, din cât înțeleg eu, administrează o cafeterie sau brutărie de pe undeva de prin Germania. Adică hai să fim serioși. S-au adunat câțiva oameni, unul care nu se ocupă de gaz din Turcia, cu unul care se ocupă de copâni din Germania, cu încă nu știu cine care nu au avut nicio activitate din Bălți, o companie, o cumpărat, și ea ca noi amușa să fericim poporul găgăuz și poporul bulgăresc și cine mai este acolo din poporul orhian cu gaz ieftin. Deci povești de adornit copiii. De asta
Acum mă refer la asta mai detaliat. Iarăși, au mai fost colegi din societatea civilă, din presă, care au dezavoat aceste prostii. Acum, dacă vorbim la nivel mai tehnic, dacă ar fi, deci, în vigoare prețurile care sunt în acel contract stipulați pentru ceilalți consumatori din Republica Moldova, nu pentru regiunile izolate, noi, ei n-ar putea livra astăzi mai ieftin decât Energocom. Ei astăzi, și asta nu-i preț garantat pe toată iarna, noi acum de la Energocom livrăm mai ieftin către Moldova Gaz decât s-ar fi primit după acel contract, în pofida faptului că prețul de la Energocom acum include și costul gazului cela mai scump care l-am avut, cu care am intrat în perioada caldă de anul trecut. Acum, pe foile care au fost publicate lipsesc datele de identificare a companiilor, lipsește ștampila, companiile în Turcia se operează cu ștampile, compania turcească sau ștampila companiei turcești lipsește. Compania din Turcia a negat într-un e-mail faptul că ei au fost întrebați direct, au fost contactați și au negat în e-mail faptul că ei s-ar fi ocupat de gază și că ar fi semnat un asemenea contract. Această știre, eu cred că o să apară curând în presă, inclusiv în, dacă nu e și în presa noastră, dar și cred că și în presa internațională. Doamna din Germania, așa cum am spus, administrează o cofetărie din Heidelberg și brusc s-a început a ocupa de trading de gază. Compania din Moldova, Nord, cum se numește exact, care figurează în acel pretins contract, nu a avut nicio activitate. Adică ei până acum, ei au licență de prin 2020, ei până acum nu au avut nicio activitate. Câteva zile în urmă s-a schimbat la ei administratorul și activitatea oricum nu a apărut. Noi, guvernul, am fi extrem de fericiți dacă ar fi gaz pe piață cu prețurile care sunt indicate în contractele cele pentru anumite regiuni. Numai că dacă ar fi existat asemenea prețuri, noi le-am fi cumpărat și am fi cumpărat acest gaz pentru toți cetățenii din Republica Moldova, dar nu pentru regiuni anumite. Repet, Energocom toată vara a vânat prețuri la gaz și a încercat să potrivească momentul în care se procure gaz, să procurăm gazul la cele mai bune prețuri. Mai mult ca atât, noi am făcut tot posibilul ca voi să vedeți. Deci noi am publicat cât gaz am procurat, la ce preț am procurat, în ce condiții, care erau cotațiile la ziua aceea, care erau cotațiile așteptate pe lunile viitoare. Deci atunci când vine vorba de eficiența procurării gazelor, noi am încercat să demonstrăm și am făcut totul transparent ca să vadă lumea că noi, într-adevăr, am beneficiat de cele mai, sau de unele din cele mai bune prețuri existente pe piață. Acum, ce face compania, sau ce face, de fapt, nu compania, dar ce fac reprezentanții oligarhului Fugar? Ei, pur și simplu, au toată lumea de proști, ei mint, direct mint, și aparent nu există nicio intenție reală, nu a existat vreodată vreo intenție reală de a realiza promisiunile. Deci ei nu au avut intenția să furnizeze gaz. Repet, Șor a declarat din luna aprilie că el are acest gaz. Și l-a încurcat din aprilie până în noiembrie să furnizeze gazul ăsta. Chiar și cu așa prețuri să furnizeze gazul ăsta către consumatori. Admitem că el avea posibilitatea să o livreze numai pentru anumite regiuni. De ce nu a făcut-o până acum? De ce iese cu declarații înainte de alegeri Bașcana, că dacă Șor în aprilie a declarat că el poate să aduc cu 12, amu Bașcana înainte de alegeri declară că el poate să aduc cu 10. Nu, poi mâine iasă și a să declare că el poate să aduc și cu 8. Dar astea sunt declarații. Gaza aici nu e, aici sunt numai declarații. Repet, toți cei care au într-adevăr intenții serioase de a livra gaz, ei se ocupă de furnizare de gaz, ei nu fac comunicate de presă, ei nu ies să-și publică contracte incomplete, fără date specifice în presă, ei pur și simplu fac contracte și vând gaz pe piață.
Deci eu vreau să pornesc de la faptul că noi în Republica Moldova am făcut în ultimii ani efort deliberat pentru a liberaliza piața. Noi am făcut tot ce ne-a stat în puteri pentru a deschide piața pentru cât mai mulți furnizori, ca pe de o parte consumatorii să aibă opțiuni, să poată alege furnizorii, să poată beneficia de cele mai bune condiții. Pentru asta s-a finalizat și unbundling-ul acum. Deci, pe de altă parte, cât mai mulți furnizori să poată intra în piață și livra gaz. Doar că asta este vorba de furnizori care, într-adevăr, au intenția să livreze. Și cei care au avut de semnat contracte și de livrat, ei deja livrează, ei deja vând gaz, ei nu fac declarații. Gazprom, care prin contract nou ne propune circa 830 de dolari prețul pentru luna noiembrie, să prezumă sau cei de la echipa oligarhului Fugar zic că, uite, noi să aducem gaz rusesc, pentru că eu am spus că el cu rușii s-a înțeles în privința gazului ieftin. Deci ei vor să ne sugereze că Gazprom, care nou acum ne livrează gaz cu circa 830, poate să livreze prin Turcia sau prin undeva, să-l livreze mai ieftin. Dar nu că pur și simplu mai ieftin, dar la prețuri derizorii. Deci, pe de o parte, noi ne-am fi bucurat dacă ar fi existat gaz cu așa preț, dar noi nu vedem că asta să fie real. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem și alt lucru. Formula de preț pe care o avem astăzi în contract, și prețul ăsta, inclusiv prețul ăsta de 830, a fost agreat, a fost încheiat acel contract în condițiile în care noi nu aveam opțiuni, în care noi nu aveam diversificate sursele de furnizare de gaze. Adică dacă să admitem cumva, ipotetic, că tot Gazprom sau Federația Rusă vrea să ne livreze acum gaz mai ieftin prin Turcia, până la urmă asta e tot succesul nostru. Până la urmă asta tot este succesul Republicii Moldova, că noi am reușit să diversificăm furnizorii și că acum cei care înainte ne propuneau și ne propun cu 830 sunt gata să ne vindă și cu cât acolo? 160. Repet, lucrurile pe piața gazelor nu sunt așa de simple. Nu poate oricare, nu știu, brutării sau apartamente, nu știu pe unde, să se ocupe de furnizarea gazelor. Asta este o activitate, în primul rând, cu multe riscuri și care necesită investiții și competență mari. Cei din echipa lui Șor sunt competenți numai la generat, cum se cheamă, fake news. Dar la livrat gaz văd că de priceput nu se pricep. Acum, ce înseamnă în realitate o piață liberă? Pentru că o piață liberă asta nu este piață sălbatică. Piață liberă asta nu înseamnă că brusc apar tot felul de șmecheri care pot să fac și vor. Deci există niște reguli. De asta și există reguli de piață. În, spunem așa, accepțiunea clasică într-o funcționare normală a unei piețe libere, și asta, spunem, ne dorim să construim în Republica Moldova și de asta transpunem legislația europeană, regulile europene, se prezumă că sunt două piețe. Și noi ca și guvern, noi și ca guvern, avem grijă nu doar de însăși liberalizarea pieței ca să apară mai mulți furnizori, rolul nostru este să protejăm și consumatorii. Și atunci, pe piață, adică atunci când se liberalizează piața, apar în esență două tipuri diferite de piețe, două tipuri diferite de consumatori. Există piața liberă și există piața reglementată. Ce înseamnă piața reglementată? Ce înseamnă asta e atunci când un furnizor, în primul rând, el are obligația de a livra gaze. Pe piața liberă, tu ai semnat contract, mâine poți să-l reziliezi, poți să nu-l execuți, poți să te judici cu cineva. Pe piața reglementată, consumatorul are garanția că lui îi se va furniza gaz la un preț garantat, stabilit de agenții. Deci asta este piața în care rolul statului, rolul instituțiilor
reglementatorului, furnizorului, etc., este rol puternic și intervenția de reglementare este puternic. Ce înseamnă piață liberă? Pe piață liberă, rolul instituțiilor statului este mult mai mic. Acolo contractele se încheie la voința părților. Nu este preț reglementat. Nu este obligație de livrare. Deci tu te obligi numai contractual. Statul nu te impune. Statul nu impune nicio obligație, nici a furnizorului, nici a consumatorului. Acolo, cum v-ați înțeles, așa lucrați. Și dacă cineva nu-și onorează obligațiunile, vă judicați, vă rezolvați conflicte altfel. Rolul statului este mult mai mic. Nu există reglementatorul care impune clauze minime obligatorii sau condiții. Există, de fapt, condiții obligatorii, clauze minime există, dar nu regulile astea nu le stabilește ANRE. Le negociați la direct. Acum, ce se întâmplă de obicei pe piață și ceea ce s-a întâmplat și la noi de câteva ori anterior și piața energiei electrice și piața gazelor, este așa un fel de liberalizare aparentă. Deci, pe piața gazelor, în mod normal, cum funcționa piața, erau diferențe de prețuri între iarnă și vară. Deci vara erau prețuri mai ieftine, cererea este mai mică, etc., etc., și iarna prețurile, gazul se scumpea. Și în cazul dat, ce făcea furnizorul reglementat, el vânzând la un preț mediu, el vinde la un preț reglementat pentru toată lumea, acoperă întreg ciclu anual și, într-un fel, amortizează aceste salturi, variații de prețuri de la o lună la alta. Pe piața liberă, iarăși, cum s-a înțeles furnizorul, cum își procură gazul, la ce prețuri, așa s-a înțeles. Respectiv, dacă el acum, vara, poate să livreze mai ieftin, dar iarna nu-i de acord să livreze, dacă gazul e scump și lui deja nu-i iese conform contractului, el nu are obligația să furnizeze. El poate să rezilieze contractul, el poate să plece, el poate să, pur și simplu, să dea faliment într-o anumită etapă. Și ceea ce este important de înțeles, că pentru consumatorii care ies în piață liberă, rolul consumatorului pe o piață liberă este mult mai mare. Deci consumatorul care ies în piață liberă se prezumă că este un consumator competent. Este un consumator care poate să-și negocieze condițiile, care poate să înțeleagă care sunt riscurile, că pierde furnizorul, că el nu o să aibă un preț garantat, că poate să întâmple deci multe elemente la care furnizorul de pe piața reglementată nici nu are de ce să gândi. Pe o piață liberă, odată ce consumatorul iese în piață liberă, el are posibilitatea să-și aleagă furnizorii, dar revine înapoi pe piața reglementată cu mult mai greu. Deci tu nu poți pur și simplu, iată, ți-ai îmbrăcat hainuța, cum am spus la un interviu, ți-ai îmbrăcat hainuța de consumator calificat, care ești competent, care poți să alegi furnizorii, ai ieșit în piață liberă și numai cum a venit iarna și au crescut prețurile, nu, hop, înapoi în piața reglementată. Nu e chiar așa. Deci, în primul rând, nu poți să revii în piață la furnizor de serviciu universal mai târziu decât peste un an. Mai devreme decât peste un an. Adică trebuie să închei tot ciclul anual pe piață liberă. Doi, poți să stai pe piața dacă, de pildă, furnizorul care a încheiat contract refuză să-ți livreze gaz în o anumită perioadă, tu poți să revii la un așa numit furnizor de ultimă opțiune pe un termen limitat. Până la 4 luni de zile, tu poți să revii la un furnizor de ultimă opțiune, doar că prețul la dânsul este mai mare decât prețul la furnizor de pe piața reglementată. Și așa este regula pe piața internațională, așa este, sunt regulile europene, pentru că se prezumă că dacă tu, ca și consumator, ești competent să ieși în piață liberă, tu mai departe stai în piață liberă și îți cauți furnizori, și îți cauți alți furnizori. Dacă tu nu ți l-ai găsit, sau ăsta care l-ai avut, o dat faliment, spre exemplu, ți-ți oferă posibilitatea să vii temporar pe o piață cu garanție de furnizare, dar prețul nu este acela care a fost piața reglementată. Este un preț mai mare și tu ești împins în continuare să cauți furnizori pe piață liberă. Deci sunt anumite reguli.
repet, piața liberă nu este sălbătășiune, nu este junglă. Sunt anumite reguli de comportament care trebuie să le iei în considerație atunci când decizi pleci în piața liberă sau nu. De obicei, pe piața liberă pleacă în primul rând jucătorii mari, inclusiv din cauza faptului că nimeni din furnizori nu este interesat să vâneze consumatori care consumă acolo, nu știu, câteva mii de metri cubi pe an. Deci majoritatea furnizorilor vânează consumatori care volum de consum au milioane de metri cubi pe an. Acum, pe piață, în general pe piața gazelor, nu există așa consumator ca regiuni, ca găgăuzierii, sau ca raionul Tarclia, sau ca raionul Orhei. Așa consumator nu există. Deci ce înseamnă că gazul va trebui livrat sau va fi livrat pentru raionul Taraclia mai ieftin? Asta înseamnă că fiecare din consumatori, Vasilică, Petrică, Țacamașa, trebuie să scrie o cerere la furnizorul existent, cel mai probabil că e Moldova Gaz, practic în toată țara, scrie o cerere că nu, eu vreau să renunț la contract cu tine, pentru că eu vreau să închei contract cu altcineva. Deci nu poate Bașcanu sau președintele Draion sau președintele țării Republica Moldova să zic, tac, de mâine tăți ați trecut la Nord, nu știu cum, acolo. Deci asta este o decizie individuală, fiecare consumator și-o asumă. Fiecare consumator scrie o cerere și după asta semnează un alt contract. Procedura asta tot durează. Deci noi nu am observat vreo careva activitate, cineva să vrei să iasă în piață liberă și semneze contract cu, dar cum îi spune la compania asta mai, Nordgaz. Mersi. Deci nu am observat vreo activitate că cineva să vrei ea ca să rezilieze contracte și să meargă să semneze contract cu Nordgaz. Acum, din, spunem așa, detaliile care am vrut să le spun, probabil că asta este tot. Da, vreau doar să reiterez concluzia principală, că voi răspunde la întrebări și după asta voi face o adresare la alte cetățeni. Dar chintesența cu această conferință de presă, ce am vrut eu să comunic, este că practic această zarvă în jurul companiilor care cică furnizează gaz nu este despre gaz. Această zarvă este despre alegeri, este despre faptul că gruparea oligarhului Fugar încearcă să bulverseze societatea în ajun de alegeri, încearcă să facă promisiuni pe care ei nici nu au avut intenția să le realizeze vreodată, ei repetă exact aceeași promisiuni dintr-o lună în alta, numai că fiecare lună ieftinesc prețul, a fost în aprilie 12, iar că acum pe asta a fost acum în Deamcuzeci, la următoarele alegeri ați mai spune ceva. Dacă să vorbim strict la nivel de costuri, astăzi, chiar și la costurile celea care au notat, la dâns și cu matematica, apropo, e prost, chiar și la costurile celea care ei le-au specificat în acel pseudocontract, care nu este real, pentru că, repet, asemenea prețuri nu sunt, dar chiar dacă s-ar fi livrat la prețurile celea, nu ar putea ei astăzi să livreze cu 10 lei. Tot ar ieși din 10 lei. Deci tot ar fi mai mult din 10 lei. Nu, bun, mai spre 11. Dar chiar și cu prețul celălalt, care e un preț derizoriu, ei nu ar ajunge la parametrii pe care ei au promis. Ceea ce, repet, denotă faptul că nu au avut ei nicio intenție să furnizeze gaz și nu au avut ei nicio intenție să spunem așa, semneze careva contract. La moment, ceea ce vedem noi este doar campania electorală și utilizarea subiectului de gaze și a prețului la gaz în campanie electorală. Din păcate, foarte multă lume încă este sensibilă și încă este sensibilă și manipulabilă la acest capitol și ei exact asta fac. Manipulează și spun minciuni.
Acum eu vreau să răspund la întrebări, după care să fac o adresare. Natalia Chicu, TVR Moldova. Totuși, compania din Turcia are licență de furnizare a gazelor sau nu are până la urmă? Nu are. Și despre compania și din Germania tot nimeni nu știe. Deci, la modul practic, acest gaz nu are cum să ajungă Republica Moldova. Fix despre asta am povestit tot conferința de presă. Deci, hârtiuțele și ele, în primul rând, trebuie de lămurit de unde s-au luat, pentru că acolo operează cu companii reale, existente, parcă spusă și niște semnături acolo, dar companiile după asta în e-mail neagă faptul că ei se ocupă de așa activitate. Încă trebuie de văzut ce au făcut ei cu hârtiuțele și ele, de unde le-au luat și au semnat de fapt. Și nici ce au semnat de fapt. Adică, de fapt, acest contract nu este semnat între companiile care sunt vehiculate acolo. Dacă ați spus că noi neagă... Noi nu știm. Deci, cei ce știm noi, și nu vreau mai departe să vorbesc mult despre hârtiuțele și ele publicate, pentru că, repet, nouă ni se livrează în loc de gaz știri și vrem să, cum se cheamă, să artificial să menținem subiectul, ei vor să mențină artificial subiectul gazelor și prețul la gaz în campanie electorală ca un subiect sensibil. Cetățenii, să presupunem, cei din UTAGA Găuzea, în cazul în care rezilează contractul cu Moldova Gaz, ei mai pot reveni pe piața reglementată sau deja urmează să... Minimum peste un an și între timp trebuie să aibă, dacă compania cu care îi semnează contract nu își poate onora obligațiunile, ei vor trebui să revină la furnizorul de ultimă opțiune, care le va livra gaz cu preț mai mare decât prețul reglementat actual. Pentru că ei nu conștientizează riscul până la urmă. Da, eu de asta și-am ieșit. Unul din motivele principale de ce am ieșit, dincolo de faptul că spun că oamenii sunt manipulați în ajun de campanie, în ajun de alegeri. Al doilea moment a fost că îi se explic că lucrurile pe piața gazelor nu stau foarte simplu. Deci e o piață mai complexă și atunci când îți îmbraci hainuța de consumator competent, trebuie să conștientizezi care sunt procedurile și care sunt angajamentele suplimentare pe care ți le asumi. Bună ziua, Doina Ivanov, Publica TV. Domnule ministru, ieri șeful de la Moldova Gaz a anunțat că au așa o prognoză că în primul trimestru din 2024 Gazprom ar putea livra gaze la un preț de $510 pentru 1000 de metri cubi. Iată, în acest context că ați vorbit de preț mai mic la gaz, că ne dorim pentru toți consumatorii, dacă ar exista premize ca prețul la gazele naturale să scadă pe malul drept și la energie electrică. Mulțumesc! Nu, la energie electrică, dumneavoastră știți că prețul la energie electrică nu e legat la centrala termoelectrică moldovenească de prețul de gaz. Că dacă i-ar plăti prețul real de gaz, păi n-ar putea livra cu atâta. De asta, haideți să împărțim întrebarea. Pe energie electrică, deocamdată avem un contract, pe până la sfârșitul anului 2024, prețul este fix. Colegii de la ANRE vor examina dacă faptul, datorită volumelor și datorită altor factori, există premiză de intervenție în tarif, ei deja vor decide. Pe tot ce ține de gaze, hai să vedem în primul rând să ajungem. Eu tot am prognozat în luna aprilie că în toamnă îți pot procura gaz și mai ieftin. Da, e că am avut război, am avut altceva și prețul din septembrie nu a fost acel care ne-am așteptat. De asta nu am achiziționat în septembrie, în octombrie, n-am contractat volume suplimentare, că nu era preț potrivit. De asta hai să vedem care să fie prețul de la Gazprom confirmat pe luna ianuarie, pe trimestrul întâi și atunci eu vă pot face o matematică foarte directă, foarte simplă, ce preț propune Gazprom, ce preț propune Energocom și care sunt consecințele pentru, inclusiv pentru contractul de energie electrică, pentru că acolo nu e atâta vorba de preț, cât e vorba de volume, ce volum noi putem procura de la centrala termoelectrică moldovenească. Dacă luăm gazul de la Gazprom pe malul drept, atunci înseamnă că volumul ăsta de gaz nu va fi disponibil pe malul stâng, inclusiv pentru generarea energiei electrice. Așa că acolo matematica o să fie simplă. Hai să avem cifrele pe masă și după asta am să comentez. Politic Metie, Eduard Măceac. Domnule ministru, vreau să vă întreb în legătură cu
acest anunț pe care l-am avut noi privind contractul de lungă durată, se revine la un contract de lungă durată la energie electrică între malul drept și malul stâng. Dumneavoastră ați vorbit în spațiu public anterior și ați spus că una din cauze ar fi, eu știu, faptul că ați legat cumva despre o posibilă întrerupere a tranzitului de gaz pe teritoriul Ucrainei către Europa, începând cu 1 ianuarie 2024. Și vreau să vă întreb în acest context, de ce totuși partea transnistreană, în opinia dumneavoastră, a acceptat acest contract de lungă durată? Este legat cumva de tranzitul de gaz care va fi probabil sistat din 24 sau nu? Nu, în primul rând, propunerea de a face un contract pe termen mai lung a venit din partea noastră. Deci eu cred că noi, toată lumea își dorește o predictibilitate și o stabilitate inclusiv a prețurilor și a relațiilor. Da, 2024, decembrie 2024 a fost ales ca termen pentru acest contract, inclusiv din cauza incertitudinilor legate de ce se va întâmpla după această perioadă cu tranzitul, dar eu cred că pe parcursul anului viitor noi avem suficient timp să înțelegem care vor fi pozițiile și a părții ucrainene și a părții ruse și, într-un final, care vor fi soluțiile alternative pentru cum să funcționăm noi și relația noastră cu regiunea transnistreană după expirarea acestui contract de tranzit. Și în contextul întrebării referitor la această previziune cu $510 prețul gazului pentru primul trimestru anului viitor din partea Moldova Gaz, puteți să ne spuneți, am avut un anunț că malul stâng procură gaz cu $830 de la Gazprom, cu cât procură la ora actuală Moldova Gaz de la Energocom? Gaz. Deci prețul de la Energocom către Moldova Gaz este puțin peste 600, el va fi anunțat în curând, dar este puțin peste 600. Și încă o întrebare legat de prețul la lumina, la energie electrică pentru Red Nord. Avem o solicitare către ANRE din partea Red Nord de a micșora, da? Feyenoord, de a micșora tariful cu 9%. Cum vedeți această solicitare? Vă întreb dacă au ei sau nu au devieri financiare pentru a ieși cu o asemenea solicitare. Deci, atunci când e vorba de revizuirea tarifelor, asta este, deci, competența ANRE. Pentru noi este important că dacă companiile singure se adresează pentru reducerea tarifelor, înseamnă că ele se sesizează că se acumulează devieri tarifare. Pentru noi este important nu atât elementul de devieri, cât este elementul de cum asta va afecta pe de o parte consumatorii și pe de altă parte cum va afecta funcționalitatea întreprinderii pe viitor. Ceea ce noi nu trebuie să admitem este acumularea acestor devieri în contumuri foarte mari, care după asta reduc capacitatea întreprinderilor de a-și onora obligațiile atunci când devierile astea tarifare sunt deduse din tarif. Și atunci este vorba și de cum sunt administrate întreprinderile, managementul financiar al întreprinderilor, modul în care își fac rezerve și provizioane în cadrul, spunem, standardelor internaționale contabile, în conformitate cu ele, ca să fie asigurată funcționalitatea lină a întreprinderii, chiar și atunci când devierile tarifare sunt deduse de ANRE din tarif. Dar sigur că dacă există premiză, întreprinderile se adresează și solicită reducerea tarifelor. Ne bucură acest lucru. Bună ziua, Iuliana Maranciuc, reporter ProTV. Ați explicat mai multe puncte din acest document publicat de Bașcanț și ați vorbit de ce nu ar părea a fi un contract real. Vrem să mai specificați un moment, acolo este menționat că această companie din Turcia va livra gaz doar pentru regiunile Udea, Găgăuzia, Orhiei și raionul Taraclia. Cât de real este ca un furnizor să livreze pentru anumite regiuni neavând magistralele sale personale, adică magistralele construite de acest furnizor? Inclusiv din cauza asta, deci, repet, eu cred că toată această făcătură cu contractul, care pseudo-contractul ăsta care a fost publicat, că eu nu cred că e un contract valabil și sigur, a fost făcut anume pentru această pagină, în care cică
anume pentru regiunile astea, cu dedicații speciale, ca cineva și din Turcia și nu poate dormi ca să-i condiționeze la o companie moldovenească, Doamne ferește, dacă vinde gaz din Turcia la alte regiuni, apasă preț mai mare. Dar dacă se focusează anume pe aceste trei regiuni, unde oligarhul Fugar are, deocamdată ce puțin, are priză la cetățeni, acolo gazul o să fie mai ieftin. Deci nu este nevoie să ai rețea de distribuție pentru fiecare furnizor. Ei trebuie să apeleze, dar este nevoie să apeleze la companiile care se ocupă de distribuții, de transport, de deci, să închei contracte de echilibrare. Deci este o grămadă de lucruri care trebuie să-l faci atunci când real ai intenția să livrezi gaz. Atunci când ai intenția să faci știrea, că publici o hârtiuță pe site și toată lumea hai să comenteze chestia asta. La modul real, repet, nu există așa consumator ca raionul Taraclia și Utagă Găuzie. Fiecare consumator ar trebui să scrie o cerere dacă vrea să ducă la alt furnizor. Și dacă vrea să ducă, nicio problemă, regulile pieței permit, doar că eu vreau, repet, vreau să încurajez oamenii să studieze înainte de a lua decizie că ei se duc la alt furnizor, să studieze regulile și să studieze condițiile și obligațiile la care se expun atunci când părăsesc piața reglementată. Deci, nicio problemă, noi ne dorim liberalizarea, doar că eu nu văd aici discuții despre liberalizare. Eu văd aici doar fumigenii politici, că iată, precum că regiunea care nici măcar nu este consumator, o să aibă gaz mai ieftin. Hai să fim serioși. Încă o precizare, apas pe tarif tare sau nu gazul procurat la preț scump în 22 cu 1000 de dolari? Cât de tare este contribuția acestui volum de gaz procurat la preț mare în tariful actual? Noi nu împărțim gazul de care îl vindem acum la Moldova Gaz în gazul de an trecut și gazul de anul ăsta. Noi am încercat toată vara să cumpărăm gaz la cele mai bune prețuri ca să reducem din costul mediu ponderat al acestor stocuri și nu să vinde gazul cu, e că este gazul și ala din luna septembrie, dar este gazul și ala din luna decembrie anul trecut. Deci, noi am încercat să amortizăm cât se poate prețul înalt a gazelor cu care am ieșit ca stocuri de anul trecut, din sezonul de iarnă trecut. Și de asta acum, din păcate, nu putem vinde gaz semnificativ mai ieftin decât prețul pe care l-am anunțat. Dar să vedem. Continuăm, scăutăm și eu cred că noi vom prinde o conjunctură de piață, inclusiv parcursul iernii, care ne va permite să dăm noutăți bune consumatorilor. Da. Vorbeați anterior de un mix. Da, asta, deci gazul care se vinde acum de Energocom este mix, se vinde la un preț mediu ponderat, da. Наталья Мельник, Business Pages. Давайте представим ситуацию, что газ дошел, например, до Гребенников или Каушан 1 декабря. Что в этом случае происходит? Ну, мало ли, я не знаю. Нашли они реальную компанию, люди обратились с заявлениями. Что в этом случае будет происходить? Процедуры какие-то. Еще в дополнение сразу как бы уточнение. Аналитики из центра ИЧИС написали, что по европейским законам нельзя поставлять газ по льготным ценам определенным потребителям. Это так или нет? Ну, я еще раз повторяю, вот для тех, кто разбирается в торговле газом и в законодательстве вообще, в принципе, то, что мы там видим, это полный трэш. Это трэш с точки зрения того, что дискриминации потребителей, это трэш с точки зрения законодательства о конкуренции,
То есть сейчас обсуждать всерьез, что будет, если, я вам сказал, что будет. То есть для, не что будет, если, а до того, как. Вот если они собираются реально с 1 декабря поставлять газ, мы сегодня уже должны наблюдать вал заявлений счастливых потребителей, которые мечтают стать обладателями дешевого газа с 1 декабря в Молдовагаз о том, что они расторгают договоры. Очереди не наблюдается, повторяю. То есть никакого реального, реальной подоплеки под тем, что заявляется, мы не наблюдаем. Пока что одни декларации. Все? А теперь позвольте пару слов без протокола. Deci, vreau să fac o adresare și o să mă adresez către cetățenii noștri în patru limbi. Așa că să, dacă limba română, rusă și bulgară eu mai cunosc și nu-i ușor, dacă cu limba găgăuză nu-i trebuie timp ca să mă antrenez. Și de asta eu o leac cam întârziat. Așa. În română sună așa. Stimați concetățeni, șor vă, vă consideră de proști, vă minte, iar contractul publicat de Bașcană este un fals și el nu poate fi executat. Ei fac promisiuni înainte de alegeri, fără intenția de a le îndeplini, iar cei care în realitate caută gaz ieftin pentru toți consumatorii din Republica Moldova suntem noi, cei de la guvern, prin compania Energocom. Amu, теперь по-русски. Уважаемые соотечественники. Здесь я могу не читать по бумажке, потому что владею языком нормально. Значит, сейчас то, что происходит перед непосредственно выборами, Шор просто пытается ввести вас в заблуждение, он просто нагло врет и считает вас за глупцов, за дураков, потому что тот контракт, который был опубликован госпожой Башкан, не является реальным, не является, то есть его нельзя применить, его нельзя исполнить. И все, чем они занимаются, это делают просто обещания, то есть делают, да, дают обещания, которые они не намерены исполнять после выборов. Потому что, повторюсь, если бы было реальное намерение поставлять дешевый газ, который анонсирован господин Шор еще в апреле месяце, они бы до сих пор его уже давным-давно поставили. Раньше они объявляли, что они будут его поставлять по 12, сейчас вместо того, чтобы поставлять, они объявляют опять, что они его будут поставлять уже по 10. Ну, завтра они заявят, что будут поставлять его по 8. От этого газ не появится. Это просто предвыборные, заведомо неисполнимые обещания. А те, кто реально занимаются заботой о гражданах, и те, кто реально ищет дешевый газ и поставляет газ, а не обещания, это правительство Республики Молдова через компанию Energocom, которая все лето занималась тем, что пыталась найти, выудить на рынке самые лучшие цены на газ. Поэтому сейчас, в грядущую зиму, мы можем вам гарантировать и безопасность поставок, и цену, которая не изменится вне зависимости от того, что произойдет на рынке зимой. Даже если зимой рынки, на цены на газ на рынке подскочат, для потребителей в Молдове ничего не изменится, потому что мы уже запасли достаточно газа для того, чтобы ну, практически пройти всю зиму. Недостающие объемы мы докупим и надеюсь, что докупим еще даже по лучшей цене, чем у нас сейчас есть. Сега пару думи по-белгарски. Мили белгари, шорви смята за глупови и вележи. Документите
опубликовани од Башкана пред изборите се фалшиви и лежа и немат, те немат никакво намерение да го исполнят. Ще имаме компликата партия. Сайглы ватандашлармыз, а гагауз ватандашлармыз. Сайглы гагауз ватандашлармыз. Киятлар англарны сечимнере каршы ачыклады башкан обир яландыр. Онар хич нетлер, нетленмерлер о киятлара, киятларлан ишлеме. О. Eu îmi cer iertare de la concetățenii noștri găgăuși. Я прошу прощения у наших гагаузских соотечественников, если я что-то неправильно произнес, я честно тренировался, но надеюсь, вы меня прекрасно поняли. Спасибо всем большое.